acolo? În sfârșit s-a aflat cine l-a omorât pe Evgenie Prigojin și cum. E bine, a fost asasinat, iar mâna dreaptă a lui Putin a pus totul la cale, scriu jurnaliștii de la Wall Street Journal. Din ordinul lui Nicolae Patrușev, o bombă a fost pusă pe aripa avionului cu care zburau șeful Wagner și alți comandanți ai grupării de mercenari, iar Kremlinul, total necaracteristic, de această dată a comentat acuzațiile. Ne explică direct colegul nostru Alin Borcea. Bine v-am găsit. Nicolae Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei și mâna dreaptă a lui Putin, a început să facă planurile pentru eliminarea lui Prigojin imediat după rebeliunea eșuată a Wagner. Președintele rus a analizat planurile și nu s-a opus în niciun fel, a scris publicația americană. Asasinatul a decurs în felul următor. Pe 23 august, Evgeni Prigojin și alți apropiați ai săi așteptau să se îmbarce în Air Force Wagner. Avionul era pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova. În timpul controlelor de securitate, cineva a pus o bombă sub aripa aeronavei. Sabotorul pare să fi profitat de lipsa de atenție a liderilor Wagner. Dispozitivul a explodat la 30 de minute, când avionul era deja la 8500 de metri altitudine în drum spre Sankt Petersburg. Toți cei 10 oameni aflați la bord au murit. De ce s-a implicat Patrușev în uciderea lui Evgeni Prigojin? Secretarul Consiliului de Securitate l-avertizase pe Putin de mult timp în legătură cu șeful Wagner, dar președintele rus vedea doar rezultatele mercenarilor de pe front și a ignorat toate criticile. Dar în octombrie 2022, când Prigojin l-a sunat pe Putin să se plângă de lipsa muniției, Patrușev s-a lămurit că șeful Wagner este o amenințare mult prea mare pentru regim, iar rebeliunea din 2023, din iunie 2023, a fost picătura care a umplut paharul, a scris Wall Street Journal. Kremlinul a negat mereu implicarea în moartea lui Evgeni Prigojin și a negat din nou după acest articol. Dar Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a spus că publicația americană scrie ficțiune deoarece ar fi supărată pe Rusia din cauza arestării lui Evan Gershkovich. Jurnalist Wall Street Journal acuzat de spionaj de către Moscova și ținut după gratii deja de 8 luni. Материал, но мы не хотели бы это комментировать, но потому что вряд ли это поддается комментированию подобные материалы. Да, это, знаете, такое продолжение. В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal очень любит заниматься продуцированием Pulp Fiction.